veste neașteptată în lumea teatrului din România. Un mare actor de teatru, televiziune și film a decis să se retragă. Acesta a avut aproape 60 de ani de activitate, însă a decis să renunțe la cariera pe care o are. Iată despre cine este vorba, dar și de ce a luat această decizie la care nimeni nu se aștepta. Îndrăgitul actor Costel Constantin a decis să se retragă din teatru la vârsta de 80 de ani, iar anunțul a fost făcut de Larry Georgescu pe rețelele de socializare. Acesta a declarat că în urmă cu doar o zi a avut ultima reprezentație alături de acesta. Actorul s-a retras din cauza unor motive etice ale meseriei de artist. Mai mult decât atât, dansatorul a mărturisit că îi este foarte greu să accepte că actorul se retrage. Însă se bucură că a avut o familie frumoasă în teatru și a cunoscut oameni cu adevărat minunați. Amintim că începând cu anul 1969 a devenit actor la Teatrul Național din București. Celebrul actor a jucat în numeroase piese de teatru. Mai mult decât atât, Costel Constantin a jucat în mai multe filme și seriale importante.